Deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 32, cu versetul 1 la 8. Psalmul 32, cu versetul 1 la 8. Ferice de cel cu fără dregea iertată. Și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul care nu-i ține în seamă Domnul în legiuire, și în Duhul care nu este viclenie. Câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Că zi și noapte mâna ta a apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți am mărturisit păcatul meu și nu am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vârsta pe mar, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești o crotire mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și să arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și o voi privirea îndreptată asupra ta, amin. Vă rog, scupați locurile. Samul acesta este un san despre fericire. Și în acest mesaj vreau să vorbesc despre fericire. S-a publicat recent o statistică a Uniunii Europene. Ierarhia celor 27 de țări din UE în privința satisfacției vieții și a fericirii. A rămas șocat să văd că românei e pe locul 2. La fericire și satisfacție. Germania undeva la coadă, Bulgaria pe ultimul loc. Înseamnă că tare nefericite în Uniunea Europeană. Că noi suntem în locul doi. Psalmul 32 deschide ușa să înțelegem fericirea din perspectiva biblică. Și apare de două cuvântul fericire. Ferice de cel fără legea iertată, ferice Domnul că nu-i ține în seamă Domnul legiuirea. În psalm se folosește această succesiune Aceeași idee să o repet. Deci nu este fericire fără iertarea păcatelor. Nu este. Unii duc păcatele, unii se mărturisesc chiar înainte de moarte. Mă uit un caz undeva la țară, pe sector, unde înainte de moarte s-a mărturisit cineva ce păcat grozav a făcut. A dus, a dus toată viața. Și categoric că viața aceea a fost nefericită. După ce tu îți mărturisești păcatul, Domnul dă binecuvântarea. Primește învățătură din partea Domnului, îți arată calea pe care trebuie să o urmezi, te sfătuiește, pentru că iertarea păcatelor deschide ușa călăuzirii. Poate tu vrei călăuzire în viață, Doamne, ce să fac? Și cerul e închiși, și Dumnezeu nu-ți vorbește. Ai păcatul mărturisit. Păcatul pune o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Ca să înțelegem mai bine învățătura despre fericire, trebuie să înțelegem că fericirea e legată de anumite lucruri. Nu este o fericire care plutește în aer. Sunt legături ale fericirii. Trebuie să prezint patru legături ale fericirii. Fericirea e legată de aceste lucruri. Aceste lucruri sunt legate de fericire. Prima legătură a fericirii este smeren. Fericirea și smerenia. E foarte importantă smerenia ca să fii fericit. A doua legătură a fericirii este slujirea. Slujirea aduce fericire. Cei care nu slujesc pot să-și pună semnul întrebării asupra fericirii. A treia legătură a fericirii este suferința. Nu putem ocoli suferința. Dar contează ce atitudine avem în suferință. Și a patra legătură a fericirii este sfințenia. Fericirea și sfințenia. Foarte importantă sfințenia în fericire. Unii vor să se pare fericirea de Sfințenie, dar nu este. Nu merită. Nu-i fericire. Este o plăcere de o clipă. Plăcerea de o clipă nu este egal cu fericirea. Să luăm prima legătură a fericirii. Fericirea și smerenia. Hristos așa începe predica de pe munte. Ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Au fost multe vorbe. Ce înseamnă sărac în Duh? Unii au zis că înseamnă prost. Sărac, în, sărac cu Duhul nu înseamnă așa ceva. Niciodată Biblia nu-i fericește pe cei proști. Sărac în Duh nu are nicio legătură cu prostia. Sărac în Duh este omul care se golește de sine. Omul care se golește de păcate. Omul care se smerește înaintea lui Dumnezeu. El e sărac în Duh. Cel bogat în Duh e plin de sine, e plin de păcatele lui. Nu are cum să fie fericit. Cum se ruga fariseu, Doamne, eu dau o zecioală din izmă, din mărar. Dar n-a fost fariseu fericit, nu există fariseu fericit. Fericit de cei săraci în Duh. Ești tu sărac în Duh? Te-ai golit de sine? Te-ai golit de păcatele tale, de nelegiurile tale? Trebuie să fie o golire de nelegiurile noastre, de vicleșugurile noastre, de răutățile noastre. Omul acela este fericit. Așa începe Iisus. Prezentarea fericilor. Cei săraci în, Sărac în Duh, e omul care se golește pe sine de păcate, de negiuri, omul care se smerește înaintea lui Dumnezeu. Nicolae Iorga are o meditație în care spune următoarele. Cea din tei condiția fericirii e liniștea sufletului. Nu poți să ai sufletul liniștit dacă tu ești plin de tine, această plinătate a sinelui. Un caz de smerenie a unui om rău, Știți că și oamenii la ei se pot smeri. Smerenia lui Ahab. În împărați 21, vedem această smerenie a lui Ahab. A primit o prorocie, Ahab. Voi aduce, în împărați 21 cu 22, voi și 21 și 22, voi aduce nenorocirea peste tine, te voi mătura. Voi nimici pe oricine este al lui Ahab, fie rob, fie slobod din Israel și voi face casei tale cum a făcut casei lui Ieroboam, fiul lui Nebat și casei lui Baeșa. Cine va muri în cetate din casele lui va fi mâncat de câini. Cine va muri pe câini va fi mâncat de păsele cerului. A fost o prorocie. Și aici trebuie să învățăm cum să acționăm dacă avem prorocii de amenințare. Că unii se topesc la prorocii de amenințare. Și... Știți, reacția lui Ahab la această prorocie, versetul 27 în 21. După ce a auzit cuvintele lui Ihe, Ahab și-a rupt hainele și a pus un sac pe trup și a postit. Se culca cu sacul acesta și mergea încet. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie la astfel. Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea mea? Pentru că s-a smerit înaintea mea. Nu vei aduce norocirea în timpul vieții lui. Un împărat rău s-a smerit, a postit, și Dumnezeu a schimbat prorocia de amenințare. Dragii mei, dacă avem o prorocie de amenințare, putem să facem ca hab, să ne smerim înaintea Domnului. Și Domnul, dacă vrea, poate schimba prorocia de amenințare. La hab i-a schimbat? I-a schimbat. Ce nu vei avea nenorocire în timpul vieții. Adică o viață fără nenorociri vei avea hab. Vezi legătura între fericire. Adică e o fericire să ai nenorociri. Și smerenie. Ahab s-a smerit. Și Domnul a zis, vezi cum s-a smerit Ahab. Adică la Domnul i-a plăcut această smerenie. A fost o smerenie sinceră. Ahab nu s-a smerit ca să facă spectacol. S-a smerit din toată inima. Asta vrea Dumnezeu de la noi. Să ne smerim cu toată inima. Dacă am făcut nelegiuiri, dacă ne apasă păcatele noastre, să ne smerim cu toată inima înaintea Domnului. Să regretăm. Uite, Dumnezeu poate să-ți să dea har, pentru că spune celor smeriți Dumnezeu ce le dă. Har. Mulți vor harul, cred că există formule de har, să zici câteva cuvinte și vine harul peste tine. Dar nu vor formula lui Dumnezeu pentru har. Dumnezeu dă har celor smeriți. Nu există formule de har, de ce de har. Ți-ai smerit inima înaintea Domnului? Te-ai golit de sine înaintea Domnului? Te-ai golit de păcatele tale, te-ai golit de nelegiuirile tale, te-ai smerit ca habă înaintea lui Dumnezeu. Ahab a avut un post de smerenie. Nu prea avem posturi de smerenie. Nu, nu prea există asta la noi. Avem posturi de cerere. Vindecă, Doamne, ajută la examen, Doamne, în... dăm un serviciu, Doamne, dar post de smerenie. Doamne, postul ăsta este ca să mă smeresc înaintea ta. Ahab a avut postul de smerenie. Să-mi smeresc sufletul să mărturisesc nelegiurile înaintea ta. Așa de mult îmi place ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Ahab și-a rupt hainele și-a pus un sac pe trup, a postit, se culca cu sacul și mergea încet. Și atunci Domnul vorbește lui Ilie, ai văzut cum s-a smerit Ahab? Pentru că s-a smerit, nu voi aduce pedeapsa vestită prin prorocie peste el. Voi schimba prorocia. De aceea, dragii mei, când avem o prorocie de amenințare, o prorocie rea, încă se mai poate schimba prin smerenie, să știți. Se mai poate schimba prin smerenie. Dar sunt unii când aud o prorocie, da, asta s-a terminat. Nu, ei cred că nu se mai poate face. Ba se poate. Smerenia schimbă prorocia, să știți. Smerenia a schimbat prorocia lui Ilie. Smerenia lui Ahab și Domnul a zis, ai prorocit, dar vezi, fiindcă s-a smerit, schimb prorocia. Nu voi mai aduce nenorocirea în timpul vieții lui. Dumnezeu să ne dea această smerenie adevărată că dacă avem această smerenie adevărată, va intra fericirea peste noi în viețile noastre. Matei 11, cu 28 la 30, Iisus ne spune, versetul 29 spune, învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Noi de la cine să învățăm smerenia? De la oameni? Nu. Nu ziceți, învă... învață de la părinții tăi smerenia. Învață de la liderii tăi. Nu, ce învățați de la mine. Noi trebuie să învățăm smerenia direct de la Isus. Și zilnic trebuie să învățăm smerenia și trebuie să ne rugăm așa. Doamne, învață-mă și azi să fiu blând și smerit cu inima. Am. Și atunci găsesc o dihnă pentru sufletul meu. Această odihnă a sufletului înseamnă fericirea. Pentru că neliniștea sufletului, tensiunea sufletului, stresul sufletului nu-i fericire. Sunt destui care se îmbolnăvesc și chiar mor din cauza stresului și agitației. Doamne, te rugăm, învață-ne să fim blânzi și smeriți cu inima. Învață betelul, Doamne, să fim blânzi și smeriți cu inima. Sunt oameni care au învățat de la Iisus smerenia și ne putem uita la ei. Pentru mine a fost David Wilkerson, unul dintre cei mai celebri păstori ai secolului 20, păstrit o mare biserică din New York, din Times Square, mii de oameni, au scris cartea Crucea și Pumnalul, a fost la București, a fost în București la o conferință. Acolo. M a fost acolo. M-a șocat cum s-a smerit. Și a spus următoarele David. Și era un cei mai celebri păstori din lume. ce ca păstor am făcut multe greșeli. Ce zice? Ce ca păstor am făcut multe greșeli. Am acuzat pe nedrept oameni din biserică. I-am pedepsit. Și îmi pare rău. Și vă mărturisesc înaintea voastră lucrul acesta. extraordinar, zic, mă, un om de talia lui să zic așa ceva. Păi s-a smerit până în adâncimile pământului. Niciunul dintre noi nu cred că l-am judecat. Și am zis și noi trebuie să spunem înainte, Domnul iartă-ne greșelile. Iartă-ne, Doamne, vorbele greșite și iartă-ne omiterile. Cine știe să facă bine și nu-l face păcatul lui. Deci fericirea și smerenia. A doua legătură este între fericire și slujire. Matei 5 cu 7. Ferice cei milostivi că cei vor avea parte de milă. Pe păi, milostenia e o formă de slujire. Să ai milă de oameni, se manifestă în mii de feluri. Mila nu înseamnă doar să-i dai de mâncare. Mila nu înseamnă să-i dai bani. Mila înseamnă să fii și cu el în problemele lui. Formă de milă. Îți pasă de ceilalți. Slujești în felul acesta ai milostenie. Dezinteresul față de semenii tăi e nefericire. A te interesa, a fi cu el în problemele lui. Vorbesc mai bine în acest limbaj. Să fii cu oamenii în problemele lor. Să-i ajuți în problemele lor. Și sunt foarte multe variante de ajutor. De la rugăciune post până la ajutor material. Ferice de cei milostivi că cei vor avea parte de milă. Și Iisus ne învață fericirea în continuare și ne spune așa, Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. O altă formă este să împaci părțile în conflict. Dar ne avem o mentalitate românească, când doi se ceartă, ațățăm focul. Hai, dă-i, dă-i, dă dă Când am avut o emisiune la televiziune în direct, cu vicarul mitropolitului Banatului, unii după aia am auzit că ar fi vrut să ne certăm, să ne părim în public, știi? să spunem cuvinte grele. La subiectul despre pocăință. Am vorbit frumos unul cu altul, nu ne-am părit, nu ne-am... Și mai târziu mă oprește pe stradă o femeie din Timișoara și spune V-am văzut că erați cu părintele și dădea din cap când vorbeați. Ce vreau să mă pocăiesc și eu. De când oamenii văd, știi? că ești împăciuitor, nu în tensiune, nu în jocură, deschid ochii. Dumnezeu vrea să fim oameni care opresc conflictele. Oameni, ăsta e omul împăciuitor. Noi ca păstori nu putem ajunge în fiecare familie unde sunt certuri. Nu putem ajunge. Dar poate că tu poți să, poți să oprești un conflict într-o familie. Te încadrezi la fel de cei împăciuitori. E o lucrare, e o slujire. Dumnezeu să ne dea înțelepciune cum să oprim conflictele. Dar fiecare din biserică e chemat. Fericirea asta nu e pentru cei din comitet, dragii mei. Nu spune ferice de cei din comitet care sunt împăcitori că cei vor fi chemați pe Este pentru toți. Toți suntem chemați la această lucrare de împăciuire, de liniștirea conflictelor. Dar nu doar în biserică, nu doar în familie, ci și în societate. Trebuie să cerem înțelepciunea Dumnezeu cum să reducem conflictele. Pentru că societatea asta, aceasta este o societate conflictuală. Diavolul atâță conflictele. Noi trebuie să stingem conflictele. Este o lucrare despre care vorbește Domnul Iisus Hristos. Blues Pascal spunea, plăcerea oamenilor cu adevărat mari este să facă oamenii fericiți. Păi poți să-i faci fericiți când ești împăciuitori că îi apropii pe oameni, distanțați unul de altul. Satana e desparte, satana e diabolos. Hristos ne învață. Și această fericire nu prea o practicăm. Fericire de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați al lui Dumnezeu. Că toată socra este supărată pe noră. Că totodată copiii pe părinți. Unde poți? Unde-i sfera ta de influență? Reduc conflictele. Pentru că aceasta înseamnă fericire. Hristos spune ferici de cei ce fac asta. Fiecare dintre noi avem o sferă de influență, mai mare sau mai mică. În sfera de influență să ne rugăm așa, Doamne, ce conflicte pot să reduc? Pentru că Tu spui ferice de cei împăciuitori, adică de cei ce reduc conflictele, că cei vor fi chemați fiar lui Dumnezeu. Și vei vedea că vei începe să guști fericirea. Pentru că Iisus spune, asta înseamnă fericire. Unde nu poți, nu poți, nu, poți, nu putem. Avem limitele noastre, nu? Nu avem nici putere, nici forță. Dar uneori putem, în măsura în care putem să o facem. Iov a fost un slujitor. În Iov 29 cu 7, vedem ce slujire a avut Iov. Ne se pare uimitoare această slujire a lui Iov. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății, tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea. Mai mare și opreau cuvântările, Urechea care mă auzea mă numea fericit. Deci Iov l-au catalogat cei din vremea lui fericitul Iov. A fost fericit Iov. Dar de ce a fost fericit? Bun, era neprihănit. Dar de ce a mai fost? Fiindcă era un slujitor, sluja. a înțeles importanța slujirii. Fericirea este legată de slujire. Vorbim de legătură între fericire și slujire. Să vedem ce făcea. Scăpam pe săracul care cerea ajutor. Ajută pe săraci. Nu spunea, păi, să își vadă de treaba lui, nu mă interesează. Fiecare cu familia lui, știi? Că toată așa scăpăm. Nu ajutăm pe nimeni, fiecare cu ai lui. Nu e așa. Iov ajuta pe sărac. Orfanul lipsit de sprijin. Dragii mei, să fim cu ochii deschiși la orfani. Să ne bate inima pentru ei. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Avea grijă de văduve. Mă îmbrăcam cu dreptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Ne prindem și turban. Orbul eram ochi și șchiopului lui picior. Avea grijă de cei cu dizabilități. Nu trebuie să disprețuim pe cei cu dizabilități. Vedem că Iov sluja la cei cu dizabilități. Orbul eram ochi, șchiopului eram picior. Celor nenorociți le eram tată. Cercetam pricina celui necunoscut. Lupeam falca celui nedrept și smulgeam pradă din dinți. Câteva aspecte ale slujirii lui Iov. Dragii mei, noi trebuie să fim oameni care slujesc semenilor. Nu trebuie să ne închidem în noi înșine. Nu mă întrezează de nimeni. Fiecare cu ale lui. Nu. Dacă ești copil al lui Dumnezeu, trebuie să știi că fericirea este legată de slujirea ta. Slujire în societate, în familie, în biserică. Dumnezeu să ne elibereze de aceste atitudini egoiste. Nu mă întrezează trebuie să te intereseze. Ai văzut Iov câte aspecte avea? Era numit fericit. Era la un numit fericit. În biserică, noi trebuie să slujim prin darurile pe care le avem. Slujirea prin daruri în trupul lui Hristos. Sunt două liste mari de daruri. Să cercetăm aceste liste de daruri, să ne rugăm. Doamne, eu cu ce daruri pot sluji? Este prima listă din Roman 12, de la 4 la 8. În această listă, sunt următoarele lucruri. Că după cum într-un trup avem mai multe mădulare, Roman 12 cu 4, și mădularele n-au toate această slujbă, tot așa și noi care suntem mulți, alcătăm un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare în altora. Deci avem ferite darul, după harul care ne-a fost dat, cine are harul, darul procei, să-l întrebăințeze pe măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să țină de slujba lui? Poate slujba asta nu e spectaculoasă. Poate nici nu se vede în față să te ții de slujba aceasta. Pentru că într-o zi vei avea răsplat în cer. Este slujire. Este slujire și care nu se vede, care nu, nu în prim plan. Cine învață pe alții se ține de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții se ține de îmbărbătare. Numărul celor de primație în creștere. Numărul pocăiților internați la neuro e în creștere numărul oamenilor care au tulburări psihice în creștere. Aceștia au nevoie de îmbărbătare. Cine îmbărbătează, ține de îmbărbătare. Dumnezeu să binecuvânteze acest dar. Dumnezeu să dea din berășug acest dar în biserică. Și că extraordinar! Nu vă dați seama ce mare nevoie de îmbărbătare! Unii nu merg la spital, fiți atenți ce motiv pun, să viziteze pe bolnavi. Păi zice, n-am bani să cumpăr nu știu ce. Dar Biblia nu spune că trebuie să-i cumperi nu știu ce. Să te duci să-l vizitezi. Să-l îmbărbătezi, să te rogi cu el, să ai grijă de el. A, dacă poți să-i duci și ceva, e altceva, dar să nu fie asta motivul, nu mă duc nu, nu, trebuie să, nu mă duc cu mâna goală, trebuie să iau ceva extraordinar. Nu. Și cel mai important lucru să mergi acolo. Dacă poți să iei ceva bine, dacă nu, nu. Cine îmbărbătează pe alții, ține de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inima largă. Și asta e o formă de slujire, să dai. Zgăcitul nu este fericit. Repet, omul zgârcit nu este fericit. El nu slujește comunității. Poți să dai prin prezența ta într-o lucrare. Poți să dai prin resursele tale. Poți să dai prin influența pe care o ai. O vorbă bună să spui undeva cine dă să dea cu inimă largă. Fericirea e legată de slujirea noastră. Dragii mei, Dumnezeu să ne ajute să slujim. Mai mult ca până acum. Mai bine ca până acum. Veți vedea că temperatura fericirii va crește. Să știți, temperatura fericirii va crește dacă slujirea ta va crește. Cine cărmește, să cărmească cu râvnă. Cine face milostene, să facă cu bucurie. Și milostene, în formă de slujire. A doua listă avem în 1 Corinteni, capitolul 12, de la 4 la 11. Să ne gândim la aceste liste. Sunt ferite daro de este același du. Ferite slujbe este același domn. Ferite lucrări a același Dumnezeu. Versetul 7. Fiecare îi se dă da arătarea duhului spre folosul altora. În Biserica Primară era acest motou. Lucrează spre folosul altora. Societatea contemporană zice așa. Lucrează spre folosul tău contradicție între mentalitatea bisericii primare și a societății contemporane. Societatea contemporană lucrează spre folosul tău și nu mai spre folosul tău. Ce vedem în Corinteni? Spre folosul altor. Fericirea și slujirea sunt legate. Slujești spre folosul altora. Folosind darurile, venem lista darurilor, să vorbești prin înțelepciune, să vorbești despre cunoștință, credință, darul tămăduirilor, puterea de a face minuni, prorocia, deosebirea duhurilor, felul terim, tălmăcirea limbilor. Mă la deosebirea duhurilor. Hristos spune că vor veni Hristos mincinoși, apostoli mincinoși, proroci mincinoși. Secolul 21 va fi un secol al înșelăciunii, fake news. Vedem pe internet se spune una peste o lună să dezminte. Dumnezeu să ne dă darul de oror. Se dea din berșu peste biserică. Pentru că atunci îți dai seama ce e minciună, ce adevăr. Uneori logic nu îți dai seama, logic nu poți să dai seama ce e minciună, ce adevăr. Dacă ai acest dar supranatural, Duhului sunt știi, asta e minciună, asta e adevăr. Nu poți să explici cum, dar știi, în inima ta știi că e adevăr sau minciună. Și știind că va fi un secol al minciunii, al în înșelăciunii, că diavolul înșală, vedem cu... și în Apocalipsa, că înșela neamurile. Trebuie să slujești cu darul acesta. Chiar dacă uneori o să-ți atragi adversari și îți pierzi prieteni. Pentru că până la urmă își vor da seama la adevăr. Nu poți să fii prieten cu toată lumea. Dacă ai darul de deosebirii Duhului, trebuie să spui lucrurilor pe nume. Și vorbirea în limbi, tălmăcirea limbilor, toate acestea ne ajută. Fericirea și slujirea. Un miliardar nigerian, Feni Otedola, I am scris numele că mi-a plăcut foarte mult experiența lui, cel mai mare milionar, miliardar din Africa. Miliardar din Africa. A fost, i a un interviu la radio. Ce v-a adus fericire în viață? Ne-am fi așteptat miliardele din cont, atâtea fericire mi-au dus. Să zic că am avut mai multe sezoane în viață, zicea miliardarul din Nigeria. Când am acumulat bogăție, n-am simțit fericire. Când am început să colecționez valori, opere de artă sau nu știu, n-am simțit fericire. Când am ajuns să fiu cei mai bogați oameni din Africa, n-am simțit se zice reporterul de arat. Dar atunci când ați simțit fericire? Dacă dumneavoastră ca miliardar n-ați avut fericire. Deci un prieten mi-a zis să cumpăr 200 de scaune din astea, cu rotil pe rotil, pentru oamenii cu dizabilități. Am cumpărat. Deci, zis, hai cu mine să împărțim la copii. Erau copii cu dizabilități aceste scaune. S-a dus. s-a uitat în ochii copiilor, care erau plini de fericire, că au, în Africa au primit scaune în acelea pentru copiii cu dizabilități. Și la un moment dat, un copil l-a tras de picior. Și eu zic frumos, dar mai vrei ceva? Vrei să-ți dau ceva? De ce mă tragi de picior? Zice, vă trag de picior pentru că vreau să mă obișnuiesc cu chipul dumneavoastră. Când vom fi în rai, să vă recunosc, să mă duc la dumneavoastră, să vă mulțumesc încă o dată pentru ce mi-ați făcut. Vorba asta l-a terminat. Adică, când veți fi în rai, zice, vreau să mă obișnuiesc cu chipul dumneavoastră ca să vă mulțumesc încă o dată. Și atunci a înțeles, a înțeles acest miliardar Important să slujești, important să dăruiești, important să n-acumulezi doar pentru tine. Și ce miliardarul nigerian. Așa a fost momentul meu de fericire cel mai mare. Că în copilul acela m-a tras de picior și a zis, vreau să văd chipul dumneavoastră, când ne vom întâlni în rai, să vă recunosc și să mă duc să vă mulțumesc încă o dată. Atât de importantă este slujirea. Unii nu o să ne mulțumească pe pământ, o să ne mulțumească doar în rai. A treia legătură este suferința. Matei 5 cu 4, ferice de ce cei vor fi mângâiați. Ce te face să plângi? Suferința fizică, psihică, spirituală. Plânsul înaintea Domnului contează. Dumnezeu adună toate lacrimile noastre. Slăvit să fie El. Să știi. De aceea să plângi înaintea Domnului. Că toate lacrimile. Recent un veteran al cultului pentecostal, fratele Leon Tuc, păstor în Timișoara, se apropie de suta de ani. Și la o aniversare a zis ce s-a rugat Domnului. Și că am cerut de la Domnul darul lacrimilor. Deci, păstorul. Asta am cerut de la Să pot plânge pentru alții. Ferice de cei ce plâng, cât și ei vor fi mângâiați. Matei 5 cu Ferice de cei prigolezi din pricina nepinării ca celor este împărăția cerurilor. Prigoana face parte din viață. Ministrul de, de interne al Finlandei. O luterană practicantă. Pentru că un verset biblic a pus pe net despre homosexuali. A fost dată în judecată, A să o bage la pușcărie. Încă nu este rezolvată problema, se așteaptă la Curtea Supremă, pentru un verset biblic. E prigoană! Pentru o vorbă datorită neprihănirii. Face parte din viața noastră. Suntem într-o lume rea. Suferința o vom avea, dragii mei. Dar Hristos, știi ce zice? Ferice de cei prigoniți. Adică asta e o fericire. Prigoana să consider că o fericire. Pentru că din cauza neprihănirii. Și spune în Matei 5,11 Ferice va fi de voi, că nebici în oameni am oamenii vor Vor spune tot felul lucruri rele și neadevărate. Eu zic că când suntem prigoniți, când pentru Hristos suferim, merită să suferim. Amin? Merită să suferim. Face parte. E o legătură între fericire și suferință. Să nu ne așteptăm în viața asta doar la aplauze. Din potrivă, cum înaintăm în timp? Va crește prigoana subtilă la început. În alte țări e prigoana pe față. În democrațiile occidentale e prigoana subtilă. Nu este ca în țările musulmane. Noi trebuie să știm că Isus a zis ferice de cei prigoniți din pricine prionirii și dacă ești prigonit subtil în biciunea de unii, să știi că este fericirea ta știți de ce? ce zice Iisus? răsplata voastră este mare în ce? dragii mei prigoana trece dar răsplata e veșnică prigoana are o limită în timp dar răsplata o ai pentru totdeauna să ne gândim la ideea asta de răsplătire cerească când suntem prigoniți Pavel a suferit. Vedem în Filipii cum a suferit. A fost bătut. Pavel a avut mare suferință și în ciuda acestei suferințe a rămas lângă Domnul. Ezra a suferit, în în Ezra 10, că a plâns Ezra. A plâns pentru că a văzut un lucru care se întâmplă și astăzi. Și vreau să mă opresc asupra acestui lucru. De ce a plâns Ezra? Era bolnav? Nu era bolnav. N-avea bani? Avea. De ce o plâns? Fiți atenți de ce a plâns Ezra, în Ezra 1. Ezra 10. Ezra a plâns pentru că a văzut căsătoriile mixte între credincioși și necredincioși. A plâns. A suferit. Tot mai mulți ne desensibilizăm și considerăm că e normal dacă un credincios se căstrește cu un necredincios. Păi e bun, zicem. Nu fumează, nu bea, e necredincios, dar se va pocăi el. Dragii mei, plânsul lui Ezra continuă și astăzi. Căsătorile mixte între credincioși și necredincioși sunt interzise. Chiar dacă e cel mai bun om de pe pământ, rețineți, sunt interzise. Mi-a mărturisit cineva, care a plecat din de a plecat în altă țară. S-a căstrit cu musulman. Deci, îl iubesc pe soțul meu, dar nu m-aș mai căstări cu el. Nu zic eu, cum vine asta? Pentru că nu pot crește copii în religia creștină, pentru că simt această stare de prigoană în familie. Îl iubesc, zice. Dar nu m mai cu el. Vine o vreme când îți dai seama că aceste căsătorii mixte nu sunt bune, dar va fi prea târziu. E această suferință a lui Ezra și Ezra a făcut ordine în poporul lui. În Evrei 12 cu 2 spune Scriptura în felul următor, Iisus, care pentru bucuria care a pus înainte a suferit crucea, a desprețuit rușină și șade la dreapta scaunului domnia lui Dumnezeu. În Isaia 48 cu e un verset la care meditez mult. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Adică, când tu respecti poruncile Domnului, poți să suferi. Când zice să nu mă trece strâmb și ești chemat, nu? Te rog să dai declarație mincinoasă. Și dacă nu dai, vei suferi. Cine respectă poruncile Domnului, ce spune Scriptura? Fericirea va veni ca valurile mării. Știți că și, și, valuri mari de 10 metri, nu? Să vină peste noi, ca valurile mării fericirea. Amin. Dar trebuie să acceptăm această suferință pentru Domnul. Să împlinim poruncile Lui. Și nu înseamnă suferință să împlinești poruncile Lui. Unul a fost dat de la servici că n-a furat împreună cu colegii. Ce mă, de al nostru. s au debarasat de el. A păzi poruncile Domnului înseamnă și suferință. Dar este o legătură între suferință și fericire. Păzește poruncile, chiar dacă aduc suferință, nu? efectul păzirii, fericirea va veni peste tine ca Și ultima legătură a fericirii, fericirea și sfințenia. Matei 5 cu 5. Fece cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Omul blând. E un om sfânt. Ce înseamnă blând? Deci, iar Interpretarea populară înseamnă blând, înseamnă pentru ei neputincios. Nu! Blând nu e neputincios. Și ce înseamnă blând? Unul care nu-i sălbatic, care nu-și dă drumul la poftă și patim. Sălbaticul dă drumul, blândul se stăpânește. Și cum am fost azi versetul citit de fratele Băbălai, nu? Omul care nu-i stăpân pe sine. Omul blând este stăpân pe sine, pe instinctele lui. Cel sălbatic nu-i stăpân pe sine. Cultura actuală merge pe sălbaticie. Dă drumul la pofte la patim. Omul Sfânt știe următoare lucruri. Eu trebuie să-mi stăpânesc poftele și patimile. Și o legătură între fericire, pentru că spune Iisus, fericire de cei blânzi. Matei 5 cu 6, fericire cei flămâni și însetați după neprinere, că cei vor fi săturați. Foamea după dreptate. Dreptatea e legată de sfințenie. După o trăire dreaptă. După o viață dreaptă. După o viață sfântă. Noi nu trebuie să, lăsa, să fim duși de tăvălugul lumii. Lumea merge în acest tăvălug al, al spurcăciunii. Dacă citim Apocalipsa, vedem câtă spurcăciune va fi în viitor. Vedem spurcăciunea Babilonului, vedem uh, spurcăciunile pământului a lumii. Gradul de spurcăciune va crește în viitor. E nevoie de oameni sfinți. Știți cum suntem numiți de Domnul? Un popor sfânt. Domnul să ne ajute să fim un popor sfânt. Fericirea legată de sfințenie. Dacă nu e sfânt, nu poți să fii fericit. Fericirea nu înseamnă o plăcere de moment. Fericirea nu înseamnă un extaz de o clipă. Fericirea nu înseamnă văltoarea drogurilor. Fericirea o stare a inimă, de o stare permanentă a inimii. Și omul care e sfânt, care se stăpânește pe sine, care e blând, omul care merge împotriva spurcăciunii, e omul fericit. Și spune Matei 5, cu de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Inima curată. Este inima ta curată? Niciun om cu inima murdară nu este fericit. este. fericit. Poate în inima ta 25% e murdărie. Nu e fericit. Cere de la Domnul Doamne vreau să am inima curată 100%. Și seara asta strig la tine, Doamne, dacă strig pentru ceva. Am înțeles că fericirea e legată de sfințenie. Curățește minima 100%. Nu vreau să am inima împărțită, 75% curată, 25% murdară. Vreau inimă curată total. Pentru că sfințenia e legată de fericire. Sunt, vedeți legăturile fericirii? Câteodată înțelegem fericirea ca cei din lume. Plăcerea de o clipă ale păcatului. Aia nu-i fericire. Vreți plăceri de o clipă. Fericirea e starea inimii, stare continuă. Marcus Aurelius spunea un lucru la care trebuie să ne gândim. Fericirea vieții tale depinde de calitatea gândurilor tale. Gândurile noastre trebuie să fie sfinte. Că s-ar putea să nu vorbim murdar, s-ar putea să nu facem fapte murdare, dar gândurile noastre să fie murdare. Doamne, dă-ne curățile la nivelul gândurilor. Fericirea noastră depinde de calitatea gândurilor noastre. Și gândurile noastre trebuie să fie curățite. Spune fapte 27 cu 24, Dumnezeu ți-a dorit pe toți cei ce merg împreună cu tine. Pavel era în corabie, corabie era în furtună și Dumnezeu zice, datorită ție, tu ești un om sfânt, nu? tu ești robul meu, toți cei din jurul tău nu vor muri. Dacă din cauza lui Pavel Dumnezeu a dorit viață pentru cei. Și din cauza ta Dumnezeu poate să facă binecuvântări pentru cei din jur. Dacă un om este sfânt din cauza lui, Dumnezeu poate să facă bine binecuvântarea pentru cei din jur. Să știți asta! O să termin cu ilustrație, cu o mărturie personală. Am fost la leproșii din Tichileș, din județul Tulcea. Semnez o declarație că intri pe cont propriu și ar putea să te infectezi, nu? Ne-am dus acolo la biserică, era o biserică evanghelică în Tichelești la leproși. Și veneau leproși, unul câte unul, unul fără ochi, altul fără nară, altul fără o mână. Și mă zic eu, hai să vedem cum se închină ăștia. Dragii mei, mai rar am văzut biserică unde se aibă fețele așa pline de bucurie ca acolo. Erau leproși, dar aveau bucurie. De ce? Fiindcă erau sfinții lui Dumnezeu. Sfințenia e legată de fericire. Chiar dacă erau bolnavi în trup fără un nas, fără o ureche, fără... Dar faptul că l-aveau pe Hristos, Hristos îți dă fericirea. Faptul că l-aveau pe Hristos în ei, faptul că, datorită de faptul că era Hristos, ei erau sfinți, puși de -o parte pe Dumnezeu. Dar ce aveau fericire chiar și în lepră, chiar și în boală. Pentru că fericirea poate fi în orice circunstanță dacă ai pe Hristos în tine. Să recapitulăm. Legături de fericire. Despre fericire am vorbit. Fericirea și smerenia. Dumnezeu să ne ajute să fim smeriți. Fericirea și slujirea, fericirea și suferința, fericirea și sfințenia. Hai să ne ridicăm în picioare. Domnul vrea să fie fericit. Dumnezeu se numește fericitul Dumnezeu. Noi suntem copiii fericitului Dumnezeu. Dacă tata ai fericit, și noi trebuie să fim fericiți. V-am prezentat legături ale fericirii. Domnul să ne dea smerenie, să învățăm smerenia de alea. Domnul să ne facă mai bun slujitor în toate domeniile. Domnul să ne facă să privim suferința așa cum trebuie. Și în același timp, fericire legată de sfințenie, să ne sfințim mai departe. Mulțumim pentru această seară și ne rugăm.